Deși există rețea de apă în localitatea Ghelari, pierderile însemnate din ultimii ani din cauza degradării rețelei au determinat administrația locală să gândească un nou proiect în acest sens. În prezent se așteaptă aprobarea tuturor avizelor necesare, iar până în toamna acestui an lucrarea să fie scoasă la licitație. Apă există aproape în toată localitatea, dar avem probleme pentru că, fiind o rețea mai veche, avem probleme, foarte multe pierderi în rețea și, datorită acestor lucruri, ne confruntăm și cu probleme de susținere a acestor servicii fără de care nu putem să ne dezvoltăm. Și va fi introduse pe zonele în care nu a fost. Vorbim și de satele aparținătoare comunei Ghelari, deci în toate satele va exista apă și canalizare. Da. Este un proiect amplu și care este o provocare, pentru că la noi este și zona montană și este foarte, o să fie foarte greu de implementat. O să îl facem pentru că suntem obligați să îl realizăm. Deși știm de la bun început că vom crea și disconfort locuitorilor, la momentele respective le vom cere scuze și îi vom coopta și pe ei să fie alături de noi ca implementarea proiectului să fie pe cât mai scurtă perioadă de timp. Noi suntem acum la stadiul de a obține toate avizele necesare, avem mai mult de jumătate din ele obținute, mai sunt câteva care implică mai mult timp, după care vom scoate la licitație lucrarea.